cu tortul, poate, altă zi, ce poate fi, oală. Uite, uite așa, cu ăsta. Poate face numai... Da. Nu prima casă. Ați plecat casă, de la două. Bloc? Ați plecat. O să văd eu să-mi filmați și mie casă. Când a face 100 de ani, spuneți, doamnă. 100 de ani sau dacă crește, știu eu, fazani... Ceva deosebit. Doamna Paula, auzi să... Cine? Mulțumesc. Sănătate. Cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Așa îți dă Dumnezeu să ne vedem și peste 5 ani la 105 ani. Eu sunt președintele Casei de Ajutor Reciprocă a Pensionat Burlad. Mă taie o vechime de 39 de ani la noi. Da? Și din partea noastră îți urăm încă o dată la mulți ani. Mulțumesc. Să acordăm o diplomă. Mulțumesc. Diplomă de fidelitate. Așa și un premiu de... Dar dăm să iau să pun pe tine, puteți să semnezi și... aici. Un premiu de 1000 de lei. 10 milioane vechi, cam cum era înainte. Vă dea Dumnezeu sănătate. Un tort. Și o șampanie. Sărbătoriți. Sănătate. Rugăm familia să-i cânte la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască mulți ani? Dar cine să trăiască mulți ani? Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mereuță să trăiască. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, Constantin să trăiască. Doamne ajută la tata. Astăzi avem și o hotărâre, dată cu ocazia zilei, o revistă din partea noastră. Da, șampania unde? Șampania, nu ați șampania. Gata, imediat. În casă. Deci, nu duce astăzi. Da, să ducem acum. Păi, domnul Vici, v-ați amuzat șampania, cui vom semneze. Da, asta e important. O șampanie din partea noastră. Așa, ca să stea vreți. Și v-am adus o revistă, o să vă citească băietul ăsta. Sau și patru. Nepoții. Are și strănepoții. Are și nepoții. Are 8 strănepoți, vreo 16 nepoți. Trăiască, fii sănătoși. Da, normal. Da, ne ajută. Dați loc, dați loc. Hai că reluăm. Da, mai tare, mai tare. Vorbești cum a tata acum. Cum vă simțiți acum la 100 de ani? Mă simt fatele. Ați fost membru al CRP Burlad și ați contribuit și ați luat împrumutul 39 de ani. Da, o viață de om. Cum vă simțiți astăzi? A fost o surpriză? Prezența celor de la casa? Sunt adună, când eu am luat basonul în pânzire. Mulțumesc mult! Artoare, la picioare, așa. Zesul care nu știu. Dumneavoastră sunteți născut în zi de 21 mai. Pe Sfinții Constantin și Elena și vă numiți chiar Constantin. Cum o să sărbătoriți mâine? Cum? Cum să zic? Cum mă vreau de Dumnezeu? Familia, copiii. Bun ați lucrat dumneavoastră? Eu am lucrat în poliția am fost.
Aha, ați fost polițist? Am fost în poliție 5 ani. Aha. A, tot și restul? Și restul a fost. La Roman un an. Nu, restul. Și restul la Bacău. Dar nu în poliție. Da, și mai la burlare. La burlare acolo la tutun. De acolo, după ce s-au restaurat treburile, am venit la Urlat. Și când am venit la Urlat, Compunița tutunul aici și avea nevoie de un... Hela, trebuie câți copii aveți. Câți copii aveți? Câți copii aveți? Nepoți? Da. Câți copii aveți? Copii? Da. Decă doi. Vă trăiască. Câți? Câți? Asta trei? Trei. Și nepoți? Nepoți? Doi. Doi. Patru. Doi de fiecare. Care e adevărul? Nepoți mulți, normal. Știu urmașii. Apreniții și urmașii. Nici ei nu știu. Haideți, domn președinte, aici. Să-ți da. Ce faci? Domnule președinte, domnul Năuț a avut parte de o surpriză, dar și pentru dumneavoastră este un lucru unic ceea ce ați făcut astăzi. Într-adevăr, este un lucru unic. Este pentru prima dată în viața CRP-ului când se servează întâlnirea unei vârste frumoase de 100 de ani a unui membru. Primul membru din acest an care a împlinit această vârstă este domnul Meliuță Constantin. Iată, opiți. Am și eu muzică. Păi că filmează și eu. Vom avea grijă de membrii casei, îi vom respecta. Și vom avea grijă în continuare ca aceștia să beneficieze de facilități și să le acordăm cea mai mare atenție. În continuare vă informez că o a doua persoană va fi sărbătorită în luna august.